Bună ziua și bine v-am găsit. Sunt Olaru Ioan, iată, tocmai ieșisem din spital ieri. Așa e cu boala asta mea și fiind în spital am avut timp să mai arunc o privire pe YouTube, pe internet, pe Facebook-ul ăsta. Vedeți, eu sunt în țara numită România, la mine e frig, e iarnă. Stau un pic mai departe de stupi, nu am așa mulți, precum știți, am pierdut stupina anul trecut și cu problemele de sănătate care au fost, am reușit să am și eu acolo 12 familii micuțe de albine și am tot văzut că în țară mai e puțin și e vreun cules. Se deschid capacii la stup, nici că este în luna august și sunt criticat fiindcă am curaj să comentez acest aspect, că se deschid stupii la ora actuală. Deci, cum vedeți, la mine pe capaci este zăpadă. Eu nu înțeleg cum puteți... Numai faptul că am dat zăpada de pe capaci ar fi o problemă. De zgomot, ar trebui să fie liniște de plină într-o stupină la ora actuală. Ce putem face de fapt acum? Cineva scrie acolo că trebuie să verificăm stupii din 3 în 3 săptămâni. Așa este, din 3 în 3 săptămâni îi verificăm. Dar cum îi verificăm? Vedeți, am acest stetoscop, cu acesta verificăm stupii. Nu luăm capacii de pe stupi, deci din 3 în 3 săptămâni ascultăm familiile de albine și încercăm să vedem dacă este vreo problemă. Dacă este vreo problemă ascultând de stupi, atunci vom lua acea familie, o ducem într-o încăpere încălzită și acolo vom îndepărta împachetajul și vom face lucrările care sunt obligatorii, de exemplu să hrănim, să punem o ramă cu miere în centrul cuibului și depinde ce probleme are familia respectivă. Eu am ascultat fiecare stup îl asculți în parte și vezi dacă între ei este vreo diferență de zgomot. Ce trebuie să auziți în acest stetoscop? Un zumzet, un bâzeit constant. Iar la cei care nu auziți, loviți ușor stupul și o să vă răspundă albinele printr-un zumzet mai puternic și totul decurge foarte bine. Anii trecuți, într-adevăr, am fost unul dintre naivii care s-au luat după așa zis specialiști ăștia care tot deschid stupii și chiar spun că ei așa fac. Acum vreo câțiva ani de zile, tot ei îmi aduceau morală că stupul nu este un butoi de varză și nu se deschide când ai tu chef. Eu nu m-am mai luat după ei, după niciunul, nici nu o să mă mai iau, poate să zică fiecare ce o vrea, o să vedeți dacă Dumnezeu mai îmi dă zile, o să vedeți cum o să lucrez eu frumos, așa ca la carte o să lucrăm, exact cu indicațiile unde 10 de ani s-au studiat albinile și acum se dă cu piciorul așa, fiindcă unii oameni doar prin intermediul filmelor sunt mai deștepți decât alții. Nu sunt mai deștept, fac exact ceea ce scrie în cărțile scrise din anii 20 până în 2007, de oameni care au studiat albină, care au pierdut stupini, la 5-6 ani pierdeau albine, făcând cercetări, o luau de la capăt și iar. Eu nu o să mai fac nicio cercetare, eu o să fac exact cum au ajuns ei la rezultatele respective, nu cu oameni care în mijlocul iernii deschid stupii să vadă ce face albina, în loc să asculte cu mijloace noi, fiindcă nu o să
Sunt și tehnica nouă, se poate folosi foarte ușor. La domnul Daniel am văzut și termometru și cântar electronic prin GPS și totuși a deschis capacele la stup doar, nu știu, mă rog, fiecare ar face cum trebuie, dar să-și asume ceea ce face, adică dacă el o să-mi zică mie deschide stupul că nu se întâmplă nimic și moare familia, să-și asume acest lucru, da? Eu vă zic, nu deschideți familia, ascultați-o, învățați să ascultați familiile, nu umblați la ei, nu deranjați, păstrați liniștea în stupină și dacă ați făcut lucrările din toamnă corect, n-ar fi nicio problemă. Unii deschid stupii, n-au pățit nimic, poate nici nu o să pățească, dar vedeți, la mine este iarnă. Deci, nu știu. Cam asta am vrut să vă zic. Cum se procedează cu stetoscopul? Se ia, se bagă în ureche și mergem la un stup și-l ascultăm. Am ascultat un zumzet lin, totul decurge normal, n-am de ce să deschid capacii la stupi. Așteptăm să treacă 15 ianuarie, atunci când probabil vom verifica, să vedem dacă e nevoie să punem turtă, dar o să fie o zi mai călduroasă, nu acum cu minus 3-4 grade și cu zăpadă pe capace și probabil un pic de gheață. E și un pic de gheață pe capac. În momentul în care ridici capacul cu această gheață, o să facă zgomot. Ce înseamnă zgomot? Înseamnă că o familie de albine la care nu mai sălta capacul, o să-i trebuiască 48 de ore să-și intre în normalitatea de iernare, adică ridică temperatura în interiorul ghemului până la 24-28 de grade. De unde știu? Din cărți. Așa și când în centrul cuibului se duce undeva la 14 grade temperatură, atunci se activează toată albina prin mușchii corpului și prin tremuratul lor, vor ridica din nou temperatura până la 28 de grade. În momentul în care tu ai deschis stupul, ele se activează și vor urca temperatura foarte tare. Va fi un zumzet puternic și acolo ce se va întâmpla? Acolo matca va sesiza acea temperatură și va găsi prioritate pentru a depune ouă. Și vă dați seama, încă n-au trecut gerurile acelea. O să vine și gerul fric și ea depune ouă și familia o să încălzească cuibul 36 de grade, este nevoie. Va consuma mult și în februarie, albină uzată și moartă și toate tragediile. Nu zic că nu o să treacă, o să scape cu viața acea familie. Dar de ce să nu aveți 10 rame de albină în aprilie în loc de 6? Deci, atâta vreau să vă zic, faceți cum credeți dumneavoastră, eu fac cum scrie la carte de acum încolo. Am văzut la Neamărin din Serbia, Marin Lelea, dânsul are un teanc de cărți cât înălțimea dânsului. Credeți că el a ascultat de fiecare? Eu cred că a făcut exact ca la carte. Cu asta v-am lăsat, sărbători fericite. Și pentru băiatul meu, Andrei, când o să vadă acest film peste ani de zile, că știe că tati o să încearcă să facă cât mai mult bine pentru el. Și dumneavoastră,
Crăciun fericit, sărbători fericite. Ne vedem în ianuarie la sfârșit, probabil, când o să vă arăt turtele care le voi pune. Eu nu mai pun turte la stupi decât cele proteice în februarie. Cele energetice să și le păstreze cei care le fac. Numai bine și la revedere pe data viitoare.